Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Astăzi vă invităm pe Valea Gurghiului, alături de o tânără interpretă de muzică populară, nimeni alta decât Florina Oprea. Bine ne-am reîntâlnit, Florina. Bine te-am regăsit, îți mulțumesc pentru invitație și aș vrea să-i salut pe toți telespectatorii care urmăresc această emisiune frumoasă realizată de tine. Mulțumesc, să știi că noi ne-am mai intersectat și iată că a venit ziua să ne întâlnim și să povestim despre artistul Florina Oprea. Și iată că au trecut câțiva ani unde ți-ai făcut un nume în cântecul popular și ești o persoană apreciată și chiar un model pentru mulți tineri. Nu te gândeai tu că vei fi la rândul tău model, cum erai tu, cum erau alții modele pentru tine. Iată că astăzi vorbim de Florina Oprea. Mai exact, de unde această dragoste de cântecul popular tradițional? Aș vrea să spun că părinții mi-au insuflat dragostea pentru folclor, dragostea pentru cântecul popular, încă de la grădiniță. Mama mea era educatoare, de fapt îmi era mie educatoare, și cântam la toate sărbările care aveau loc în incinta școlii. Pe atunci locuiam la Goreni, pe Valea Luțului. Dar apoi, la vârsta de 6 ani, ne-am mutat, tatăl meu fiind și preot pe Valea Gurghiului, ne-am mutat în Ibănesat, acolo la parohia ortodoxă unde este preot. Am urmat școala gimnazială din Ibănesat, dar în paralel am luat și ore de vioară la școala de muzică din Reghin. Și cum au fost acele ore? Să știi că mi-a plăcut tare mult acest instrument. Făceam ore de vioară cu doamna Stoica Diana, care cred că acum actualmente este director la Liceul Vocațional din Târgu Mureș. Dar, așa este. Dar în paralel am cochetat și cu ansamblul Ruguțu de pe vremea aceea. Era condus de domnul Râmba. Și a fost o perioadă tare frumoasă, deși am avut evenimente doar în zona Reghinului sau în județul Mureș. A fost o perioadă pe care mi-o amintesc cu mare drag. Dar ulterior am vrut să-mi aprofundez studiile mai mult în muzică, de aceea am urmat Liceul de Arte din Târgu Mureș, secția Canto Clasic, primii 2 ani, dar pe urmă am trecut la folclor, pentru că îndrăgeam foarte mult muzica populară. Am vrut să văd un pic cum este și cealaltă latură de muzică clasică. Mi-a plăcut, dar marea mea dragoste a fost și rămâne dintotdeauna muzica populară. Și ce ai zis, că nu e suficient să rămân doar la liceu și te-ai dus mai departe. Și m-am dus mai departe, dar vreau să mai menționez faptul că în 4 ani de zile cât am fost la Liceul de Artă, am făcut parte din ansamblul Mureșelu. Pe vremea aceea era director regretatul Titi Boantă, care a fost un om deosebit, care ne-a ajutat pe toți cei care eram în ansamblul Mureșelu cu sfaturi, cu gânduri bune. Era ansamblul Mureșelu, era o pepinieră pentru generația mare. Vezi, asta e diferența între un manager adevărat care privește în perspectivă, în viitor, pregătea pepinera pentru generația de mâine. Din păcate, în ziua de astăzi nu mai avem această pepinieră, nu mai avem Mureșelul cu atâtea generații, chiar și soliști. Și să știi că nici în țară nu prea mai vedem multe ansamblu să aibă pepinieră. Tot respectul pentru acei manageri, cum spuneai tu, care văd să pregătească generația de mâine. Vrem, nu vrem, cum povesteam mai înainte, și noi eram, parcă mai ieri, aveam modele și iată astăzi noi suntem modele pentru cei mici. Da, e un lucru foarte frumos ce se întâmpla și, din păcate, cum ai spus și tu, cam greu mai găsești ansambluri mici. Da, într-adevăr, mai găsim, dar puține ansambluri, cum spuneai tu. Cred că problema zilor de astăzi ar trebui ca să știm să ne aplecăm mai mult spre generația tânără, să le insuflăm adevăratul folclor. Că apropo de generația de mâine, trebuie pregătită să le transmitem cu responsabilitate și sinceritate, nu? Ceea ce noi am
primit de la înaintașii noștri. Așa este, mai ales obiceiurile și tradițiile astea atât de frumoase, care ne leagă așa printr-un fir de strămoși. Hai să rămânem tot la un obicei acolo. Știu că tu ești referent, dacă nu greșesc, la Muzeul Etnografic din Reghin. Și nu de mult ai realizat un videoclip, ai transpus un obicei într-un cântec de-al tău. Dragi prieteni, vă lăsăm împreună cu Florina Oprea și revenim la cântec și poveste. Oameni faini și lume bună, să veniți la joc, la șură! Toboșarul-i bun de gură, umblă vorba că mâine îi joc la șură. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de și om jucat amândoi să ne vadă mândră lună. Uite-ni joc-i lumea mea, mă! Uite așa zbură șanșile! Șed în portă fete mândre și gătate și așteaptă la joc să și e ce-i mate. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Ui, să șeșe, te rași pe strune! Bătrân cu barbă sură stau cu jele, dragi-o fost jocul la șură. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucată amândoi, să ne vadă mândră lună. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Ui, drag, l-au fost la joc a mere, mă, ar juca, dar n-au putere, mă. Vestea s-a dus că se face joc la șură, în jos și în sus, dar n-au loc în bătătură. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Vin ce te rași, muzicanți de pe la noi, ce te răbrați și gurdună. Ba, de te zăși, om jucat amândoi, să ne vadă mândră lună. Ui, învârte, mă bate bine! Dragi prieteni, cum spuneam, invitata noastră este Florina Oprea. Florina, am ajuns la liceu, apropo de începuturile tale, și nu te-ai oprit la liceu, te-ai dus mai departe. M-am dus mai departe, așa este. Am continuat studiile la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, secția Pedagogie Muzicală, iar în paralel am fost înscrisă și la modulul de cânt popular, făcând acest modul cu
profesorul și maestrul Ioan Bocșa, unde am fost membra ansamblului Icoane, un ansamblu de muzică vocală tradițională care este condus de... Cum reușea să vă țină pe toți peste 30 sau câți erați? 40 la un moment dat. Da, eram mulți membri în ansamblu, doar să știi că era foarte greu, pentru că înainte de un concert, de fapt noi în fiecare iarnă organizam turnee în toată țara. Praguri se numea concertul nostru, pentru că erau pragurile omului prin viață, începând de la naștere, nuntă, moarte și așa mai departe. Și era foarte greu să ajungem în acest turneu, tocmai de aceea erau pe listă undeva la 20-30 de cântece care trebuiau să le știpe de rost și înainte de orice concert se dădea un examen. Și doar dacă treceai examenul acela puteai să mergi în turnee. Și piesele erau destul de grele, pentru că erau cântece foarte, foarte vechi și necesitau repertoriu arhaic, necesitau foarte multe melisme. Dar mă bucur că de fiecare dată am trecut cu brio peste acest examen și am putut să iau parte la toate spectacolele. Și mai la toate... colaborez cu grupul Icoanele sau mai rar? Să știi că, din păcate, mai rar, deoarece nu-mi permite timpul, pentru că repetițiile sunt în fiecare săptămână, fiind și cu munca, este foarte greu să mergi să faci naveta Reghin Cluj. Dar vreau să le transmit telespectatorilor, pentru că anul acesta, în luna decembrie, domnul profesor va organiza un concert aniversar cu toți membrii ansamblului Icoane, undeva la 200-300 de persoane vom fi și va fi ceva deosebit. Dar pentru asta așteptăm să invit să urmărească paginile de socializare. Unde va fi acest concert? Acest concert va avea loc în Cluj-Napoca, la Teatrul Național. Dar mai multe detalii vor afla pe parcurs. Cu siguranță va fi un spectacol pe cinste. Îl salutăm și noi pe domnul Bocșa. Domnul Bocșa s-a implicat foarte mult în cultura tradițională și în ultima perioadă l-am văzut foarte prezent în cercetare. Și aici, că povesteai de colinde, chiar și pe meleagurile noastre a făcut cercetare și tot respectul pentru munca depusă. Da, are foarte multe cărți scoase din diferite zone ale țării, merge foarte mult pe teren și culege folclor și este foarte dedicat meseriei. Și tot respectul pentru tot ceea ce face pentru folclorul nostru românesc și pentru faptul că, iată, ține aceste obiceiuri și aceste cântece, le scrie în cărți ca ele să nu piară de-a lungul timpului și să rămână... Și ce mai de apreciat, știe cum să vă atragă pe voi. Ce înseamnă? E un bun pedagog, da. Și dacă ne uităm în muzica populară, foarte mulți tineri și foarte mulți interpreți au trecut prin acest ansamblu, ansamblu Icoanele, de care povesteai tu mai înainte. Da, să știi că pe mine m-a format tare mult acest ansamblu, dar și domnul profesor Ioan Bocșa, căruia îi port un respect deosebit și să știi că iubește foarte mult tinerii. N-a fost să fii pedagog, Da, am fost și profesor de educație muzicală, dar am activat doar un an de zile. Dar ulterior m-am angajat la Muzeul Etnografic, unde îmi place foarte mult ceea ce fac și nu m-aș vedea făcând altceva. E interesantă cercetarea? Da, e interesantă, pentru că întâlnești tot felul de oameni și mai ales oamenii de la țară care sunt atât de simpli și niște oameni minunați și buni la suflet, care îți împărtășesc experiențe din viața lor. E vorba de Muzeul Anton Badea din Reghin, a cărui manager este doamna Roxana Man, pe care o salutăm. Da, e fiica... doamne etnograf Maria Borzan. Da, Muzeul Anton Badea, cred că e singurul muzeu de etnografie din județul Mureș. Da. Și un muzeu micuț, dar cu lucruri foarte frumoase. Pot găsi toți cei care vor să vină să ne calce pragul și avem tot felul de activități, atât pentru copii de la... Asta vreau să spun, că v-am urmărit activitățile așa
ocazional și v-am văzut că veniți așa, surprindeți publicul spectator sau publicul vostru de acolo cu diverse activități. Da, încercăm să... Cum e coptul pâine acolo la cuptorul din pâinea muzeu? Pâinea este foarte bună la cuptorul nostru de la muzeu. Mereu ies cele mai buni pâini și plăcinte și cocă cu brânză și cu ceapă. Pentru că avem oameni minunați alături de noi, femei cu care colaborăm și am colaborat, din Sâmi Mihai, de pe toate văile, ca să zic așa. Da, ai pomenit de Sâmi Mihai, o salutăm și noi pe doamna Maria Crișan Bucin, un tezaur uman viu. Și apropo că povesteai de managerul tău de la Reghin, știu că voi ați participat și v-ați implicat în descoperirea unor tezaure umane vii din județul Mureș. Da, să știi că deja până acum am descoperit două tezaure umane vii. Unul este tanti Maria Bucin Crișan, iar cel de-al, de fapt trei, ca să îmi cer scuze, trei. Cel de-al doilea este nenia Petruț Chirteș, de pe Valea Gurghiului, iar anul acesta a câștigat titlul de tezaur uman viu Mihai Grama, care se ocupă cu apicultura. Pe domnul Chirteș l-am cunoscut și noi și pe doamna Crișan. Împreună cu colega mea, Mihaela, am fost la ea acasă și a fost, nu știu cum să-ți povestesc, din puținul care a avut ea, ne-a servit și ne-a omenit așa cum se cade. Mai ții minte? Să știi că așa este și tanti Maria, de fiecare dată când vine la muzeu, niciodată nu vine cu mâna goală. Mereu ne aduce din puținul ei și nouă. Păi, cu siguranță tu ne-ai mai adus astăzi cântări. Dragi prieteni, vă lăsăm alături de Florina, așa că te poftesc pe locul de cântat și continuăm povestea. Yeah.
de la noi de acasă, dorule. Că-i dor de mamă și tată, vine seara și măcată, să vadă des supărată, dorule. Știu, numai eu, măi, dorule, că-i dor de mamă și tată, vine seara și măcată, să vadă des supărată, dorule. Crescut cu atâta drag, măi, dorule, dor și dor, eu cu dorul i-am lăsat, măi, dorule, că-i dor de mamă și tată, vine seara și măcată, să vadă de supărată, dorule. Dragi prieteni, nu știu ce doruri au apăsat-o pe Florina. Cu siguranță fiecare dintre noi are câte un dor, indiferent de starea noastră. Florina, n-am să te întreb despre ce doruri, dar cu siguranță sunt dorurile de părinți. De părinți. În acest cântec este vorba despre dorul de mamă și tată, care vine seara și mă așteaptă să vadă de supărată. Mai e puțin până atunci, dacă o să fii supărată sau nu. Cu siguranță, cei mai buni susținători sunt părinții, da. Cum spuneai mai înainte. Eu m-am întâlnit de multe ori cu părinții tăi la diverse activități unde ți erau aproape. Cel mai mare sprijin al tău era mama și tata. Știu de fiecare dată. Apropo de colaborări, știu că în ultima perioadă te-am văzut prezentă și la Alba împreună cu cei de la Jitvei, ansamblul de la Jitvei. Da, cum s-a întâmplat să colaborezi? Să știi că de câțiva ani de zile fac parte. Să știi că stă bine costumul ăla de tornadă. Da, să știi că mi-este foarte drag costumul acela. Mi se pare un costum așa foarte elegant. De câțiva ani de zile fac parte și din ansamblul Jitvei. Să știi că această colaborare a început în momentul când am decis să-mi fac câteva piese cu regretatul Stelian Stoica. Și de acolo a început acest drum în care, iată că am reușit să fac parte și eu din ansamblul Jitvei, un ansamblu foarte frumos care actualmente este coordonat și dirijat de tânărul dirijor Radu Dinescu. Un tânăr care oferă multe, este foarte talentat și își merită din plin acest loc.
iată că aceste colaborări leagă prietenii și... Leagă prietenii care, iată că care dăinuie. Da, de atâta timp și vor dăinui și în continuare. Și să știi că avem grupuri pe rețelele de socializare și mereu povestim vrute și nevrute și s-a legat o prietenie atât de frumoasă între membrii ansamblului și este o bucurie de fiecare dată când mergem la repetiții să ne reîntâlnim, să schimbăm câte o vorbă bună. Iată că au trecut ani, s-au închegat colaborări. Prin festivaluri ai fost? Festivalul concurs? Festivalul concurs nu am fost, deoarece am considerat că publicul este cel mai mare și cel mai critic membru al juriului, ca dacă pot să spun așa. Iar cei de la facultatea Gheorghe Dima, Academia de Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, mulți dintre profesorii care i-am avut la facultate sunt și membri în juriu și atunci dacă ei și-au dat acordul și m-au susținut în tot ceea ce fac și au avut doar cuvinte de laudă asupra mea, am considerat că nu mai e nevoie să ajung la concursuri. Și să te întâlnești cu ei, să te jurizeze tot ei. Da. Da, să știi că n-ai greșit gândind așa ceva. Se mai întâmplă. Mai găsim și în ziua de astăzi. Dar n-ai lăsat timpul să treacă, te-ai plecat spre cântecul tradițional, că după aceste colaborări aici am vrut să ajung. Ai vrut să te identifici tu, da, ca interpret. De aceea vreau să zic că în anul 2011, cât eram în liceu, am scos primul meu album de muzică populară, care se intitula Gurghiule Mândrăvale. Bineînțeles că titlul este sugestiv și descrie atât de frumos Valea Gurghiului, zona de unde vin eu, desigur. A fost imprimat cu orchestră din Bistrița, condusă de domnul Florentin Labiș. Iar al doilea material discografic l-am scos în urmă cu 2 ani. De data aceasta materialul s-a numit Cine mă cunoaște bine. Acest lucru pot să confirme cei care mă cunosc, prietenii cel mai bine, prietenii, familia. Acest material a fost imprimat la studioul domnului Sândel Filip, avându-l alături pe maestrul Ovidiu Barteș. Cu siguranță un material de calitate, unde își pune semnătura domnul maestru Barteș. Este lucruri frumoase întotdeauna, să știi. Și cu partea de texte, cum te-ai descurcat? De unde ai găsit inspirația? Până la urmă orice cântec, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un mesaj. Trebuie să aibă o poveste. O poveste. De unde ți-ai luat poveștile? Am mai căutat și în lăzile dezestre ale bunicilor, ale oamenilor, atât de pe Valea Gurghiului cât și de pe Valea Mureșului Superior, pentru că mama mea se trage din Deda. Și am cercetat foarte mult și în culegerile de folclor, pentru că la noi, la Muzeul Etnografic, avem și o mini-bibliotecă și am avut acces la câteva culegeri de folclor și de acolo m-am inspirat, de peste tot. Și vai frumoasă, la 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 la
unde crește iarba deasă, lai la na na la da la. Fac urdă și jântiță, la 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 la, să-ți dau gură de băciță, la 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 la. Și-apoi noaptea lângă foc, la 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 la, să dormim badin cojoc, la 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 la. Dragi prieteni, cântec și poveste cu Florina Oprea. Florina Oprea, iată că îi ușor, e frumos la început să vii pe acest drum, dar, cum spuneam, e greu să te identifici, să îți aduni un repertoriu, să te promovezi, că până la urmă despre asta e vorba. Da, e greu. Cum reușești în ziua de astăzi să-ți mai aduni cântece, cum reușești să te promovezi, unde te poate urmări cei care îți apreciază activitatea? E greu, dar e și frumos acest drum, drumul cântecului popular și, sinceră să fiu, nu m-aș vedea făcând altceva. Îmi place foarte mult să cânt și îmi place să fiu în mijlocul oamenilor, să le cânt din tot sufletul și să le dăruiesc prin cântecul meu cele mai frumoase, dacă pot să le zic, amintiri. Și că povesteai de cei mai mari susținători ai tăi. Aș vrea să te întreb, mama ta ar fi vrut să cânte când a fost tânără și ea? Să știi că mama mea a fost pasionată dintotdeauna de cântecul popular și are voce și a avut voce dintotdeauna, doar că a fost chemată pe vremea respectivă să urmeze studiile liceului de muzică din Ulipati, din București. Dar bunicii mei, având-o doar pe ea, Nu a fost de acord să o lase să plece de acasă. De asta se explică, văzându-o atât de prezentă, chiar și acum, alături de tine. Da, mă sprijină foarte mult părinții mei și mai ales mama se ocupă foarte mult de imaginea mea, de costumele mele, pentru că toate costumele mele sunt la Ibănești și mama le spală, mama le aranjează, le pune la punct. Și întotdeauna părinții m-au susținut și au venit cu mine la toate evenimentele, care poate durau și ore întregi, dar au avut mereu răbdare să stea, să aștepte. Cu siguranță, dacă îți place ceva, chiar dacă e foarte mult de așteptat, merită. Și parcă acel timp se comprimă și parcă a fost o oră apropo. Da, de... și mai ales fiecare părinte își vrea să-și vadă copilul fericit și ar face pentru el orice. Îmi povesteai de colaborarea cu ansamblul Icoanele de la Cluj. Te-a marcat un pic așa, te-a făcut curioasă să cercetezi colinda din zona Văii Mureșului, Valea Gurghiului, de ce? Să știi că în lucrarea mea, când am terminat facultatea, lucrarea de licență, lucrarea a fost schiță monografică de pe Valea Mureșului Superior, unde a cuprins atât colinde, cât și cântece, rituale de nuntă, de înmormântare, dar ca să aprofundez mai tare colindul, nu am reușit, pentru că nu îmi permitea timpul, dar să știi că mi-ai dat o temă de casă foarte bine și poate pe viitor o să-mi fac mai mult timp să cercetez.
De ce nu? Dacă ai la îndemână și acea bibliotecă de care ne povesteai, cred că ți-ar fi mai ușor și cred că ar fi foarte bucuroasă generația viitoare să găsească cărți. Și de ce spun acest lucru? Student fiind și eu la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, biblioteca era destul de limitată cu culegeri, cu anumite obiceiuri, cu anumite îndeletniciri care erau pe cale de dispariție. Și cred că ar trebui să depunem mai mult efort să lăsăm generația viitoare un acces mai facil. Da, chiar ar fi de folos și am putea să facem acest lucru, dacă ne ambiționăm mai tare. Eu zic să ne mai cânți ceva și mai povestim. Mare drag! Treacă lângă mine. Ca așa mi gura făcută, la 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 la, să cânte la lume multă mă. Ai să fac numai voie bună, când atrage arcul strună. Uiuiucă, vine-mi nimăi, tot așa dacă mi-ar și măi. Uiuiucă, vine-mi nimăi, tot așa că mi-ar și mai. Că avem vreme destulă, la 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 la, să-nchinăm cu băutură mă. Ai cu paharul cui place, ai și cui nu dă-i nepace mă. Cine știe ca să petreacă, știe din viață ce să aleagă. Cine știe ca să petreacă, știi din viață ce să aleagă. Și pune leac la inimă, la 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 la, cât-i tinereța mână mă. Și dacă-i trecut de amiază, nici atunci nu se lasă. Cât oi fi, oi, tot petrece, tot ce-i fain preiute trece. Cât oi fi, oi, tot petrece, ce-i fain preiute trece. Pot să cânt și pot să joc mă, la 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 la, că vremea nu stă pe loc, la 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 la. Am o cât e vremea bună, la 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 la, și cât ce te rară sună, numai așa mai. Cu siguranță ați cunoscut-o și dumneavoastră mai bine pe invitata noastră, cum spunea și în cântecul ei, cine mă cunoaște bine. Cu siguranță ați mai cunoscut anumite lucruri, ați mai descoperit anumite lucruri de această tânără frumoasă și talentată, Florina Oprea. Cred că cel mai bine să te prezinți așa prin cântec, nu? Da. Cu zâmbetul pe buze. Cu zâmbetul pe buze. Cel mai bine, cei care vor să mă cunoască cu adevărat, îi sfătuiesc să-mi asculte melodiile, să-mi urmărească activitatea pe rețelele de socializare. Pot să arunce așa o privire și la contul meu de YouTube și acolo vor... Și de ce nu îi poți avea, că tot povesteai de activitatea ta din muzeu, le poți fi o zi, două, le poți fi gazdă, da, și să le povestești anumite lucruri, anumite îndeletniciri care, din păcate, sunt pe cale de dispariție sau care chiar nu se mai practică. Da, îi aștept cu mare drag să vină la muzeu, să schimbăm o vorbă, să le fiu ghid. Până atunci, până te mai descoperă, noi te mai așteptăm la altă ediție de Cântec și Poveste și să ne povestești cum e cu acea culegere de colinde aprofundată de pe Valea Mureșului și Valea Gurgheului. Îți mulțumesc din suflet, să știi că mi-a făcut o reală plăcere să fiu alături de tine și de telespectatori și aș vrea să te felicit pentru tot ceea ce realizezi, pentru această emisiune frumoasă și pentru toate evenimentele pe care le organizezi cu atâta dăruire. Să știi că n-aș putea realiza atâtea lucruri decât în echipă. Adică fără echipă nu poți. Așa că le mulțumesc colegilor pentru că suntem o echipă și în echipă lucrurile ies cum ies.
Îți mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi. Ne puteți urmări și activitatea noastră pe pagina de Facebook din Zeste al Dealului, ne puteți urmări activitățile noastre și până ediția următoare, cele bune! Doamne ajută! Judecată-ți, Doamne, tare, dar nu-ți depoci nici tribunale. Judecată-ți, Doamne, tare, dar nu-ți depoci nici tribunale. Câți de oameni cu gând rău mă șaila-ila, ce binile nu mi-l vreau, mă la-la-la-la. Iar mai răbda pământul, că zi și noapte-mi poartă gândul. Nu iar mai răbda pământul, că zi și noapte-mi poartă gândul. De fac mult de ce-am făcut, mă lai lai la, de nu fac că n-am făcut, mă la la lai la. Vezi-ți lume de-a tău drum, când calea ta nu mă pun. Vezi-ți lume de-a tău drum, când calea ta nu mă pun. De ce faci tu, nici nu-mi pasă, șai la la, nici nu mânc la altă masă, la 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 la. Ori de mi bine, eu nu cer lume la tine. De mi rău, ori de mi bine, eu nu cer lume la tine. De am mult, de am puțin, mă șai la ila, la tine să cer nu vin, mă la la la. Vezi-ți de a ta durere, șai la ila, nu păzâzâlele mele, la 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 la. De am mult, de am puțin, mă șai la ila, la tine să cer nu vin, mă la la la.